Eu sunt Miremi și bine ați venit pe channelul meu. Ia spuneți, v-a fost dor de încă un video de Crăciun? E bine, da, și în acest video avem un tutorial pentru Crăciun. Și anume, încă un brăduleț. Însă de data aceasta ceva mai colorat și mai diferit. Și mă cam dă de gol bradul din spatele meu. Deci da, în acest video vom învăța cum să realizăm acest brăduleț de Crăciun. Eu consider că este un brăduleț destul de, cum să zic, destul de cute, destul de dulce, de cochet sau, nu știu, de elegant, dacă vreți să-i spunem și așa. Și sincer îmi doream foarte mult să realizez acest pom de Crăciun și desigur să-l împart cu voi. Deci, rămâne și vizualizați acest video până la sfârșit. Materiale. Globuri de diferite culori și dimensiuni. Eu am folosit roz, argintiu și alb, mate, lucioase și cu sclipici, o betea albă, un con din carton și pistol de silicon. Încep prin a lipi beteaua pe conul de carton cu pistolul de silicon. Lipesc bine vârful, iar apoi adaug treptat puțin silicon și continui lipind astfel până acopăr întreaga suprafață. Tot cu silicon, încep să lipesc globurile pe con. Încep cu globurile cele mai mici, pe care le poziționez în vârf. Și treptat adaug globurile mai mari. Eu am încercat să evit să pun două globuri de aceeași culoare una lângă alta. Opțional, tai o betea mai strălucitoare în bucăți mai mici. Și le adaug printre globuri pentru un plus de efect. Următorul pas este să mototolesc hârtii de ziar și să le îngrămădesc în vârful conului, precum în imagine. Cu o bucățică de carton realizez un cilindru pe care îl folosesc ca bază pentru con. Acesta îl poziționez într-o vază mică.
și ca să mă asigur că va rămâne nemișcat, adaug pietricele în jurul lui. Următorul pas, pun brădulețul nostru pe acest cilindru. Și gata! Dacă ți-a plăcut acest video, dacă și azi ai învățat lucruri noi de la mine și dacă crezi că merit like-ul tău, aștept să mi-l dai. De asemenea, te rog să împarți acest video și pe paginile tale de socializare sau cu prietenii tăi. Așa, vei ajuta să creștem împreună și probabil unul dintre acele persoane ar vrea să realizeze, de exemplu, acest brăduleț și încă nu știe cum. Și dacă ești nou pe aici și dacă încă nu te-ai abonat, e bine, n-am să încerc să te conving prin cuvinte să te abonezi. Consider că acest video este destul de convingător de la sine, sau cum să zic, că cred că dacă ți-a plăcut acest video, o să te abonezi, nu? Și dacă te abonezi acum, e bine, binevenit în mica noastră familie! De asemenea, aștept comentariul tău, fie aici jos, pe pagina mea de YouTube sau pe paginile mele de socializare. Pe Facebook, pe Instagram, pe Snapchat. Știți că acolo comunic foarte des cu voi și vă țin la curent cu toate detaliile și cu toate lucrurile interesante. Deci dacă încă nu mă urmăriți și pe acolo, e bine, uitați-vă în căsuța de descriere sub acest video. Luați detaliile și dați-mi un follow și pe paginile mele de socializare. Și, desigur, dacă realizezi și tu un astfel de brăduleț, e bine, nu vreau să pierd și nu vreau să-l realizez fără să-mi trimiți o poză. Așa că te rog din suflet, fă-i o poză, pune-o pe pagina ta preferată de socializare și dă-mi un hashtag Miremi sau Miremi Vlog. Vreau să-l văd neapărat și vreau să-i dau o inimioară sau un like. Și dacă cumva nu ți-am dat încă nicio inimioară sau niciun like, înseamnă că acea poză încă nu a ajuns la mine. Așa că fă tot posibilul să ajungă, pentru că, credeți-mă, chiar vreau să văd brădulețul vostru. Și cam asta a fost totul pentru azi. Ne vedem în următorul videoblog. Bye, bye! E un brăduleț destul de pinky. Bine, poate să-l facă lumea cu orice culoare vrea. Devedim. Devedim. Zic bine brădulețe. Brăduleți. Astfel de brăduleți. OMG. Să învețe și să vadă și... Da. Cum am zis la început? Că am zis bine. Precum știți, nu. Mama Pinky. The girlish. Da, emoții la română. Mă pierd. De ce am șters-o? În acest video cred că v-am învățat cum să realizez. Mama mia, m-am complicat, nu mai știu ce să zic.